Și aș vrea să mergem în continuare cu stâlpul celălalt al podului, cu cel care a fost Aurel State, ca să vedeți că înălțimea morală nu este privilegiul unui singur popor, este privilegiul omului însfințit de Dumnezeu. În fond, ceea ce am văzut este o minune dumnezească. Și în continuare, parcă printr-un joc al destinului, acest român n-a avut parte decât de 4 minute în înregistrare. Aurel State, înregistrat în spital, cu puține zile înainte să moară, nu am ascultat înregistrarea, la fel ca și acest film l-am văzut pentru prima oară. Așa că, cu emoție, vreau să o ascultăm. Este și subtitrată pentru că imprimarea era mărit, cred că nu e, nu mă spune ce lângă, e 1983, când am citit. M-am gândit ce făceam eu în 1983. Trăgeau de mine să mă fac pe de parte. Ce destin extraordinar ca acum o săptămână să fie aflat de Aurel State. N-am fost în aici. Dumnezeu lucrează. Haideți să ascultăm. Da, ne propun ca înainte să ascultăm înregistrarea cu Aurel State să vorbească Lucian Popescu, care a fost traducătorul filmului, despre ce a avut să arate care a fost raportul între ei. Da, da, în urmă ce scuze, mie mi-a dat aici o desfășurător altă invită. Vă rog să veniți. Mi-a dat altă desfășurător. Aveți. Ați văzut că și-a ales ca nume Ceava, când era în prigoană, Gheorghe, mai surat. Și-a tatuat pe piept pe Sfântul Gheorghe. Al doilea pseudonim din prigoană era un derivat tot de la Gheorghe. Vă spun asta pentru că probabil nu știți care este etimologia țării. În limba georgiană, țara se numește Sakartvelo, iar georgienii se numesc Cartuli. Pentru că mitul etnogenezei zice că se trag din Cartlos, fiul lui Togarmah, nepotul lui Noe. Iar georgieni le spun neamurile europene pentru evlavia lor, pentru Sfântul Gheorghe. Și ați văzut că Ceaua nu a întrerupt tradiția asta. Gruzinii le spun rușii și marcel. Lor nu le place să se spună gruzin și nici Gruzia. A existat chiar o acțiune recentă diplomatică în care Georgia a cerut unor state, nu rusii, să nu îi se mai numească, ca în actele oficiale nu mai apare denumirea de Gruzie. Să spun câteva lucruri despre film. Filmul este făcut de fiul lui Ceaba, cel mai mic. El joacă în secvențele Cuțna Amiregibi, așa se pronunță în georgiană, Amiregibi, cu accent pe primul I. El joacă în scenele de Cuțna, joacă în scenele de reconstituire pe care le-ați văzut. N-a ținut neapărat să fac chestia asta, dar n-a găsit un actor mai asemănător cu Ceaba. O să vă spun, mă gândesc să vă spun foarte multe, dar înțeleg că nu avem timp. Țineți minte de Georgia, sunt sigur și de georgieni destul de puține lucruri. A trebuit să vă aduceți aminte, în primul rând, de mitropolitul Antimi Vinanu, care este un georgian jet-beget. A ființat prima bibliotecă publică din București. A introdus definitiv limba română în cult. A fost editor, redactor, autor, tipograf. În orice caz, despre Georgia trebuie să știți că
are o îndelungată și extraordinară istorie eroică, nu întâmplător. Prințul Ceaboa este așa cum ați văzut. Să vă povestesc numai trei istorii adevărate. În 1245, șahul Jalal ad-Din, de neam Horasmian, a atacat Georgia și a asediat Tbilisiul. Regina Rusudan mutase capitala la Kutaisi, în vestul Georgiei, și după un an, Tbilisiul a căzut. Șahul Jalal ad-Din a cerut populației Tbilisiului să treacă la islam. Au refuzat absolut toți. Și au fost uciși aproape toți locuitorii Tbilisiului. Au fost 100.000 de victime în apărarea militară și spirituală a Tbilisiului. Astea sunt date istorice. Sigur le găsiți și în Patericul Georgian, care a fost tradus de curând în român. Altă poveste e din tot în secolul XIII, în 1240. Sunt sub mongoli. Aceeași regină, Rusudan, trăgea de timp, amâna încheierea păcii pentru obținerea unor condiții mai bune și absolut toate familiile nobile georgiene acceptaseră dominația mongolă, cu excepția familiei Amiregii. Hanul îi invită la palat, ei acceptă, se duc toți bărbații Amiregii în stare să poarte arme, erau 41. Nu se știe ce au discutat, la sfârșitul zilei erau morți toți. Ama, o ultima chestie, în secolul 20, că poate secolul 13, să pare cam de poveste. Georgia a experiat războiul și în secolul 20. Abhazia este o regiune nord-vestică, separatistă. Au reușit să se separe, este, separarea nu este recunoscută decât de Rusia. Și în războiul de 92-93, care a durat 13 ani și 13 luni, au luptat trei dintre cei patru fii ai lui Ceaba. Unul dintre ei, întâiul născut, a murit și a murit într-o ambuscadă. A fost o capcană pe care l-a simțit-o, dar s-a lansat în chestia asta pentru că era vorba de o familie de civili prinsă într-un foc încrucișat. Și a fost împușcat de un netist care, pentru care se pusese la cale capcana asta. Familia Amiregii, care este încă foarte puternică din multe puncte de vedere, a reușit după război să identifice lunetistul. Era o femeie polsoaică. Îl ține aminte bine pe Irakli, îl cheamă pe prințul Irakli a Amiregii, pentru că ezitase să apese pe trăgaci. Era un bărbat frumos, înalt. Și după ce au identificat-o, au pus totul la punct ca să o lichideze. Și numai după ce au pus totul la punct ca să o lichideze, s-au întrunit din nou familia Amiregii, condusă de Ceaba, și au hotărât să o ierte. Deci, în felul ăsta trebuie iertat. Cu miză. Sunt multe povești de spus despre georgieni, despre Georgia. De la mesele georgiene până la foarte mulți sfinți georgieni. Sunt foarte multe lucruri de spus și despre Aurel State. Numai asta vreau să vă spun, că s-au întâlnit, era inevitabil să împrietenească într-un lagăr din Siberia. Erau la fel de eleganți și de curajoși, pentru că erau, eu i-am cunoscut pe amândoi, ca și Anca Rivăț, ca și Marcel,
erau la fel de eleganți, de curajoși, pentru că erau la fel de afirosiți, dragostei și onoare. Eroismul și cavalerismul socotesc că sunt asemănări ale chipului lui Dumnezeu în om. Iar aceștia doi au fost purtători exemplari ale acestor daruri care aduc mântuirea omului în rândul cetei sale. Vă mulțumesc! Aplauzele sunt pentru Aurel Sate și Otuceava și vă spun că realizați o premieră, pentru că în România niciodată n-a mai fost aplaudat Aurel Sate. Vă rog. Cartea excepțională de care vă spuneam, Surâsul Destinului, tradusă de domnul Marcel Petrișor, scrisă de Prințul Ceaua. La un moment dat, cartea este tulburătoare. La un moment dat, un capitol, câteva fraze apropo de umorul acesta, care este eliberator. Dacă nu mă înșel, Marcel era la Făgăraș, acolo unde a fost cetatea Făgărașului și acolo a fost exterminată siguranța statului, ofițerii de poliție și au vizitat-o împreună cu prințul și l-a întârziat să iasă și l-a întrebat domnul Marcel Petrișor de ce, mă uitam să văd dacă pot să evadez. Mi se pare extraordinar. Haideți să mulțumesc domnule Lucian Popescu pentru lucrurile acestea care vin să ne clarifice și să aprofundăm mai mult. Impresiunea foarte puternică este chiar că prietenii pe care mi-a invitat mi-a zis s-ar putea să faceți față din punct de vedere să brusc la o tensiune foarte ridicată și dar din într-un fel bine. Pentru că se lucrează în timp. Așa se zice. Sfântul Duh lucrează în timp. Prințul tot prin să rămâne. Aurel Sate din carte rezultă că avea interiorul acesta aristocrația a demnității. Vă rog să puneți.